seama că n-ai nicio treabă pomana cu Hristos. Da? Pomana e păgână. Pomana era o chestie la daci, dar n-ai nicio legătură cu creștinismul. Nu știu dacă vă e clar. Adică cei care știu creștinism, ortodoxie, sper că știu. Că n-are nicio importanță. Sâmbăta morților nu are treabă cu Hristos. Dar sunt eficiente și utile în ceea ce reprezintă plățile carnice. Ok? Ceea ce are treabă cu Hristos nu este liturghia, împărtășania, tainele, botez, înmormântare, mirungere, care mai? Maslu, cele șapte taine sunt. Da? Dar în rest, restul sunt de ale autohtone. De ale dacilor. Bun. Și atunci ce a rămas în creștinism ca sfântă tradiție? E util ca formă de toată carnică personală. Rechioară. Nu are primită lumina în trecut, la mor, la mai știu eu ce, pentru... E pentru liniștirea spiritelor străbunilor. Nu neapărat. Și atunci am făcut experiențele astea. Cum evaluează un om făcând doar Reiki? Cum evaluează un om? Am întâlnit oameni care au mers doar pe creștinism. Călugări fiind. Și cum evaluează făcând și altfel. Adică, să zicem învățând Qigong. Dar nu în sensul că te duci și faci Qigong. Ei meditația din Qigong. E vorba de micul circuit ceresc, e vorba de toate astea. Am încercat să văd cum evoluează oamenii, de exemplu, cei care fac tantra. Am uitat că am. Am elevi. După ce a plăcat Liborar, mulți dintre elevii mei au venit la mine. Și, paradoxal, au valori bune. Au valori bune. Și, culmea e că pe ei i-a ajutat foarte mult sublimarea energiei sexuală. Am încercat să văd cum evoluează cei care fac și Qigong în paralel, am încercat să văd cum evoluează și cei care practică ortodoxia, am încercat să văd cum evoluează tot. Cel mai bine evoluează cei care îmbină Reiki-ul cu ortodoxia. De ce? Dintr-o anumită perspectivă. Adică din perspectiva luminozităților, ca să zic așa. Adică încălcării cu lumină. Da. Din perspectiva evoluției. De ce? Pentru că în perspectivă orice lucru are de crescut și lumina și umbra, pentru că Dumnezeu este și lumină și umbra. Și la un moment dat în evoluția ta de integrat inclusiv umbra și de vindecat umbra. Mă rog, sunt cei care practică și Qigong-ul și yoga. Eu nu info-energetica o bag la ortodoxie. Da? Deci la distezie. Este o emanație a bisericii. Nu bag la alte. Asta timp cât vorbește de trăimul de Hristos și de rugășenie din ortodoxie, intră la ortodoxie, la știință spirituală creștină. Bun. În realitate, ca să vă fie foarte clar, voi vă aflați în fața unei căi. Pentru că
aveți ceva de făcut pe planeta asta atâta timp cât o să treceți prin aceeași experiență. Și o să vedeți că toți trecem prin același tip de experiență. Ne naștem, ne îmbolnăvim, morim, îi vedem pe alții cum se nasc, cum se bolnăvesc, cum se mor, cum mor. Corect? Prin aceleași suferințe, toți trecem prin aceleași experiențe, experimente. Deci ceea ce ne diferențiază unii de alții, ce? Da, exact. Modul cum trecem sau cum alegem să trecem peste fiecare experiență. Păi și ăla care e catolic și trebuie să facă ortodox ca să evolueze? Nu. Dar n-ai nicio legătură. Am zis eu vreodată așa ceva. Catolicism are aceleași reguli, adică are aceeași, dincolo de dogma catolică, rugăciunile catolice, dacă te uiți la ele, au același tipic ca și în ortodox. Nu există diferențe. Există, ba din contră, din punct de vedere ezoteric, catolicismul e cu mult mai permisiv decât ortodoxia. A, pentru că ai zis că evoluția, unul o face mai repede prin ortodoxie și nu, religie. Nu, mă refeream creștinism. Creștinism. În ortodoxie, da. Și spun și de ce. Să știi, da, vrei să spun ceva? Că la un moment dat ajunge să te împiedice. Deci am întâlnit cazul în care oamenii erau împiedicați pentru că ei n-au înțeles că împărtășania este mijloc, nu scop. Adică ei vedeau ținta mântuirii împărtășanii. Ei au impresia că dacă se împărtășesc, da. În momentul în care, păi e cea mai, așa i-a învățat ta ca popa. Nu vede. Care e scopul? Să ajungi să te împărtășești. Hello. Ce înseamnă împărtășanie? Să iei din trupul și din sângele Mântuitor. E extraordinar. Doamne, dar ce înseamnă realitate? Da, e o variantă. De fapt, înseamnă să nu la nivelul să stai la masă lui Hristos. Dar cât timp trebuie? Aia. Păi depinde de tine. Depinde de tine. Nu depinde nici de taica, papa, nici de Hristos. Depinde de tine. Bun. Eu zic, da, Hristos te poate ajuta pentru că, și împărtășirea te poate ajuta pentru că energia și informația e clar că te ajută să înțelegi care e bine și care e rău. Dar, nu crezi că e mai important relația personală cu Hristos? Și cineva mi-a spus, domnule, pe aia înseamnă relația personală cu Hristos. Nu. Hristos e persoană. Așa cum am înțeles pe Hristos, așa e Hristos. Când spune, eu stau la ușa ta și bat, înseamnă că stă și la ușa casei mele, înseamnă că stă și la ușa inimii mele, înseamnă că stă oriunde. Și că depinde de mine dacă am relația asta personală cu el. Ori împărtășania ar trebui să fie ori o recunoaștere a relației personale cu Hristos, ori un ajutor pentru treaba asta. De ce? E foarte simplu. Dacă Iisus a venit pentru noi pe pământ, atunci, el poate fi considerat mentorul universal. Perfect. Și atunci el ne poate ajuta în orice situație. Corect. Dar mai e o chestie. Există o persoană care înveți să te ajuți cu el. Și există o persoană care trebuie să înveți să te descurci și singur. De ce? E ca la examen de la școală. E foarte drăguț să spună Hristos răspunsul. Dacă cu adevărat examenul îți iei în momentul în care îl dai, e bun. Așa că nu vă fie frică. Chestia asta cu tine ce îmi pune în ispită, ispita e examenul. O să-l iei sau să-l pici. De multe ori înveți mai multe dacă îl pici. Înveți merenia, înveți că nu poți singur,
înveți că nu ești încă pregătit, nu înveți să aștepți, nu înveți să simți când ești pregătit să iei, nu înveți să înveți pentru examen. E că dacă vine tot timpul Hristos și te arată și spune, la noi, dintr-un anumit punct de vedere, duhovnicia, e subestimată și dintr-un anumit punct de vedere e supraestimată. Maestrul meu, ăsta, senseiul meu de arte marțiale, nu zicea niciodată, așa e bine, așa fă. Dar niciunul dintre noi n-a crescut așa. Avea trei copii și doi erau la stradă cu noi. El ne spunea, la toți, ca la copiii lui. M-am dus și i-am spus, vreau să renunț la medicină. După ce ai făcut 4 ani, da. Treaba ta. Dar nu mai vine să o combin. Descoperisem partea asta. Nu mai vine o combin. Termin și medicina asta și luau practic și faci la altă. Și la tot ne spunea la fel. Treaba ta. Dacă faci așa, s-ar putea să fie așa. Dacă faci așa, s-ar putea să fie așa. Nu, că eu vreau așa. Bine. Cum vrei tu. Dar ne dădea variante. Și ne spunea, cam ce se poate întâmpla în fiecare variantă, mă, în parte, nu se de experiența lui. Și după aia ne lăsa pe noi să decidem. Aia din perspectiva mea e duhovnicie. La noi, nu, așa e bine. Nu toți. Am zis și eu zbun care îți dau variante. Pentru că știu că Dumnezeu nu stă în tavan. Și că pentru fiecare om viața aia. Bun. Revenind. Există o contradicție din perspectiva mea. Nu. Eu am făcut teste cu toate. Știți cum făceam acum cu ortodoxia? Eu nu cred. Eu am fost crescut de un tată care spunea proștii cred, comuniștii verifică. Dreptul mare, eu am crescut cu treaba asta. Și atunci eu nu pot să cred. Și atunci ne spunea, Sfintele Taine sunt foc. Bun. Ce făceam? Mă duceam, mă încărcam negativ, foarte ușor. Te duci la sală, faci niște cata, vin niște dragoni din aia, băieți buni. După aceea te duci pe ei la liturghie. Și simt ce simt ei. Nu? Că eram extrasensibil. Și venea, aveam niște preoți foarte bine acolo, de mea mărturie, care pe vremea aia ieșeau cu Sfintele Taine până la ușă și înapoi. Unul cu Sfintele Taine, unul cu crucea, unul cu ce ieșea el. Vreau să zicem, la momentul în care spuneau, puneau Sfintele Taine pe cap, vum, fugeau. Da? Așa există în sistemele Reiki, neo-Reiki, energie de vibrație mare și când întâlnești băieții aia și dai drumul la lumină, pop. Bă, n-o fi rău tot. Ați înțeles? Adică, lumina din Reiki vine tot de acolo, poate de mai jos, ca vibrație. Dar dacă tot de ea, de ea, înseamnă că ea. Înțelegeți? Evident că sunt pe diverse grade de vibrație, pe diverse celule, pe unde vin lumina respectivă. Multe teste am făcut. Am testat tot. Și aghiazma, și aia, și mirul, și marele mir. Și dacă rău e, mă pozitiv, dar n-am încercat tot, dacă rău este sensibil telepatic. Nu? O poveste. Eram la părinte. Ne vine un caz foarte interesant. O fată care era contabilă și i-a venit un supra-control, băieții de la A. Și cum au venit băieții de la A? Nu știu, de frică, de
ce-o fi venit ăștia, cert este că a luat-o rară. Dar de-aia, cu ajuns la spital, la spital au adus-o părinții cu salvarea direct la părintele Albert. Nu jena părintele înăuntru, noi grupul, adică grup. Erau oameni, tot rău. Eram vreo doi studenți la medicină pe care ne creștea. Și la un moment dat face părintele slujbă și rămân cu ea. În cameră. Nu mai lăsa părintele să stau de vorbă cu unul cu altul. Și atunci, nu după cea mare lucru, toată lumea știe scârbul să ducea după el și eu rămâneam cu omul. Și încep să vorbesc cu ea. Și ea se învârtea în cer. În cameră. Da? Știți ca și ea. În spital. Și la un moment dat mă gândesc, hai să vedem dacă e sensibilă telepatia. Și încep să fac mișto. Dar așa am gândit, mă făceam că mă aprind acolo, nu știu ce făceam. Hai că ți-ai făcut-o, las că... Dar ce bine stă, îmbrăcat cu spiță, cu rochițe, la care se întoarce. Dar nu te oprești, îți torna gheazma asta în cap. Eu continui. În momentul ăla se duce, avea părintele o carată de care lua apă din găleată, băia, și vine direct și mi-a luat în cap. M-a apucat de sunt. Da, eu sunt de la care verific și nu mă potolesc. Continui. Nu știu ce mai zice acolo și am adus mea. Dacă nu te oprești, intra secretarul părintele Argatul și stătea pe pragul de la ușă. Când gândi o ștea în cameră și se culca. Și zice, dacă nu te oprești, iau câinea și l-am pe dreamă. Eu, în facă tu, nu zic. Deci în secundă, doi l-a luat pe ăsta săracul și l-a aruncat pe geam. Noroc că... Acum nu mai e că am fost la chirie, am fost la cenica să vedem decretat de mine. Era geamul, după geam era balconul și ăsta scaunul unde stătea părintele și dincolo de ăla era un rând cu flori. La bani și l-a aruncat și a căzut redus un rând cu flori, n-a fost nimic. A fugit, buf, a tăiat-o. Și atunci m-am lecuit, apropo de sensibilitatea mentală a răului. Am avut toată experiența. De asta vă spun că se poate. Un om obișnuit nu are. Un om are în condiții în care are extrasensibilitate. Și extrasensibilitatea asta să fie că se purifică el, fie că începe să aibă alte probleme. Și experimentele mele au fost inclusiv în domeniul exorcizării apropo de Reiki. Adică, pentru o anumită dimensiune a răului, trebuia să țin poz negru 3 zile și să se citească monitorul de 3 ori pe zi, de 3 zile. Nu o practic. Deci asta era ritualul de exorcizare. În doi, și folosim doar Reiki la un copil care deci avea niște... Am fost imasă un copil și ăsta făcea în toate felurile. Adică, nu făcea ca un câine, nu făcea ca și un cocoș, nu făcea ca... Dar așa, dintr-o dată, deci se jucă, se jucă, și începea. Cucurigu! Da, serios. Mai să cineva se mai juca, iar începea ceva să arate ca un câine și tot așa. Mă rog, avea niște probleme de magie, nu mai știu că era altă nață sau nu mai știu exact care era cazul, ce este că era niște magie care a fost făcută pe familie și când se face mic, magie făcută pe animal. Ei, în mod normal, ar fi trebuit să trecem prin ritualul de exorcizare, 3 zile de potență. Dar eu m-am dus atunci cu un amic de-al meu care
era mai de mult în vechime, foarte bun și foarte curățel așa. Și vreau să fac, am făcut terapie și nu știu dacă mi-am luat jumătate de oră să-l curăț. Asta a fost problema. Acum, să nu credeți că nu sunt cazuri în care sunt mai bune ritualuri ortodoxe. Ba da. Da, vreau să spun că în anumite momente se poate merge foarte bine doar pe lumină și pe reiki. În anumite momente sunt bune ritualurile ortodoxe. Ideal este să le îmbini. Cel mai bine. Dacă mă întrebați pe mine, reiki-ul combinat cu rugăciunea ortodoxă e perfect. Și cu meditațiile și formele de vizualizare din Qigong. Adică microcircuit ceresc, curățările sferele de lumină. Bun. Întrebări. După aceea, o secundă. Aplicațiile Reiki-ului. Voi percepeți când auziți de Reiki, unde sunt? E vorba de un termen. Voi integrați în viața voastră. Adică, ați văzut Matrix? Ați văzut un moment dat că orice lucru putea fi privit ca un program care se derulează? Dar programul era cu lumină și întuneric? Puteți să asimilați lumina aia ca lumina lumină. Faptul că îi spui Reiki e un termen. Dar puteți să nu vorbiți de Reiki. Putem să vorbim de... Hai să schimbăm termen. Vreți să schimbăm termenul? Perfect. Nu mai vorbim de Reiki. Vorbim de Lumina Sfântului Duh. Da? Bun. Lumina Duhului Sfânt se regăsește în toate dimensiunile de lumină? În toate cerurile? În cele 10 ceruri de care vorbește Sfântul Dionisie Pseudo-Areopagitul? Da? În dimensiunea, în ierarhia cerească și bisericească? Da sau nu? Da. Mă rog, cine știe. Da? Deci, există Lumina Duhului Sfânt. Perfect. Această Lumina Duhului Sfânt poate fi accesată? Bun. Pot să accesez dacă sunt botezat Lumina Duhului Sfânt cu ajutorul crucii? Da. Da. Pot să-mi deschid palmele cu ajutorul crucii către dimensiunea în care îmi doresc eu? Pot? Da. Sigur? Sunteți absolut sigur? Da. Aici apare problema, că nu credeți. Dar se poate. Dar se poate. Păi de ce? Da, de ce? Fac și eu acum. Da, de ce? Dar de ce se poate? Adică ai spus că se poate, dar de ce se poate? Demonstrează. Ai credință. Păi există o diferență între credință și cunoaștere spirituală. De ce pot? Păi da, din cauza botezului am acces la cruce. Dar de ce botezul și crucea îmi dau voie să deschid până în cer? Crucea e un simbol, și? Ai mințire pe simbolul respectiv. Care ce? Care ce? Către ce? Care? Care? Tot mai sus până unde? Din greșeală în greșeală spre victoria finală. Deci, crucea este un simbol care deschide până în cer 10. Deci dacă eu sunt conștient de asta, pot să fac cruce și să deschid până în cer 10? Pot să-mi activez palmele către cer 10? Am acces la lumină? Da. Și asta vă spun că prin taina Sfântului Botez. Punct. Când aveți acces la lumină, eu pe la mine din mulți oameni să fac curs, știi? Și zic, ultraortodoxi, care? Voi faceți doar cruci. Dacă aveți o problemă să faceți șocuri și să știți că orice lucru care se poate face cu șocuri se ridică și așa. Toate simbolurile, orice simbol,
Văzut, nevăzut, cunoscut, necunoscut, care l-ați învățat sau nu și care sunt în sisteme neoclasice sau mai știu ce, poate să fie înlocuit cu ajutorul crucea. Poți să deschid crucea în sus, poți să deschid cu crucea în jos, spre iaduri. Da. Da sau nu? De ce? Da, de ce? Pentru că pot. Bă, dar de ce? Dumnezeu. Eu știu că unii poate, da. De ce poate? În Dumnezeu. Păi că se poate și în sus și în jos. Da, de ce? Pentru că lumina vine din întuneric. Da, de ce? De ce deschide în jos? Pentru că și n-am motiv deschide. Bă, voi nu știți că în cele 3 zile după moarte, ce-a văzut? S-a deschis iadul. Nu și-a deschis iadul. Adică ce-a deschis? A deschis porțile. Porțile cum a deschis? În el. Ceea ce reprezintă? Nu reprezintă și crucificarea Hristos. Și atunci Hristos pentru că a putut să, atunci și crucea poate să... Sau crucea putea să și înainte. Ce vorbești? Hai să vă dau o veste care nu e așa. Crucea este simbol al veșniciei înainte de Hristos, pentru că se regăsa la Egipte. Zice că s-a ascuțit într-o la Egipte. Asta e povestea cred. Așa zice, asta e o veste care nu e secolul 14. Pentru că nici măcar nu exista crucea în secolul 14, pentru că sunt Constantin și el a primit simbolul la care vedeți, care nu a combat ei, în niciun caz crucea. Cartea pe care o găsiți pe cartea Părintelui Ansenie Foca, ăla e simbolul pe care l-a avut Constantin, nu crucea. Crucea a apărut foarte târziu. Creștinii în primele veacuri ce avea? Un pește.